Salutare băieți, bine mergem la episodul 10, ne jucăm biliard băieți, după cum vedeți am făcut level 49 și uitați-vă la bănuții mei. Am reușit să fac bănuții înapoi. Încă un match, nu mă mai joc pe Dubai sau pe ăsta, mă joc numai pe Toronto, am început să mă joc. Bine, prima oară până să mă antrenez, când intru în joc, mă joc un match pe Jakarta să mă antrenez. Și după aia mă joc pe Toronto. Când am să fac 10 milioane, să mă joc numai pe Cairo și când am să fac 100 de milioane, am să mă joc pe Dubai. Până atunci nu am să mă mai joc pe niciuna dintre astea. M-am antrenat mai devreme și vom băga un meci pe Toronto. 200k, doamne, să mi-o puțin mai încet. Cam așa. Level 49, la fel ca și mine. El sparge pe cum vedeți. Sper să mă mai dea cu din ăștia de level 100 în pană, jocul nu e corect jocul ăsta. Goalele, deci în situația de față, goalele sunt cele mai bune. Mai bune după masă, dar o să dăm pe asta. Efect în spate, să nu intre bila albă. Perfect. Nu, te rog așa. Hai că să pusă bine. Bila 30 pe sus. Mă, să deja ieși. Cred că știu deja că pierde. Bravo, că încă nu ieși. Să fiu sincer, nu prea sunt bine pilele puse, un efect în față. Dar nu știu dacă se pune cum vreau eu. Dar nu dăm tare. Da, perfect, s-a pus exact cum am vrut eu. O să băgăm bila 12. Am să-i spar bilele lui. N-am spart, dar nu chiar atât de rău. Dăm cu bila maro. Foarte greu e să le bag pe toate ei. Insane dacă bag toate bilele alea. Opa! Pai rău pentru cocoșul ăla. Am să dau cu asta aici sus. Nu mi-a ieșit. Era să dau în parte, la altă sus. Dar n-are ce să bage. Nu, n-are cum să le bage pe toate. Da, n-are nici măcar o șansă. Pentru că neagra e pusă fix pe gaură. N-are cum, că are două bile acolo. Da, taci, e prost că mai băgăm cu o bilă. Bila aia neagră e foarte urât pusă acolo, n-am ce să zic. O să dea la maxim, bă-mi pare eu că încearcă să le scoată de acolo. Eram sigur că asta va face, dar nu le-a scos. Și gata, nu mai are ce să mai dea. Pentru că dacă da acolo și ajuns, o să bage neagră. Pe lângă n-are cum că e bila mea. Bă, dar n-ai va pus înapoi bila. Ia să vedeți voi ce fac eu. Punem bila așa frumos înapoi. Ce-mi place să-mi bag joc de el. Poți să... What? Cum pot iar să mute? Că dădui. Da, cred că am pierdut. Am o dă-i azi. Aia o dă. Aia, dacă e deștept, aia pe aia galbenul poate da sus în colțul din stânga. Dacă e deștept. Și dacă dă acolo și asta termina meciul. Dar nu dă. Dacă dă mai tare, cred că a pierdut. Trebuie să dea la limita... deci dă foarte mult. M-a greșit, dar nu prea am ce să-i fac. Bă, încercă închișatul ăla, dar nu cred că ajunge, cred că s-ar putea să lovească altă bilă. Da, puțin că până o poziționez eu pe aia pe gaură. Eram sigur că nu se duce în pana mea. Oricum vedem că aia move foarte grea să se pună perfect să dea. Nu știu, vedem. De arătat acum așa, nu mai am nicio... Nu mai are nicio șansă. Ba da, mai are, ba da, încă mai are, că dacă nu am bila aia nouă scoasă, nu. Dar uite că e
Deștept, mă, om. Depinde cum dă acum. Că poate să bage neagră. Eram sigur, mă, băieți. Nu pierdut treaba lui. A vrut el să joace frumos acolo, așa frumos, băieți. Primul meci de Toronto câștigat, că avem ăsta aici. Și am terminat PES-ul, băieți, pe filmare. Am terminat și PES-ul și cred că am făcut și... Da, uite, am făcut și 1,5 milion. Asta seara chiar vreau să fac 2 milioane, ora 5:44, cred că fac 2 milioane. Hai să mai jucăm, primul meci câștigat, e perfect. Dacă câștigăm și pe astea, ne-am făcut deja episod. De acum așa, pe filmare, o să mă joc pe sume mari. Martinez mă bag și la 5K, dar nu mă bag, mă, că mi-e frică. Vă promit eu că n-ați fac 10.000 ca să mă vedeți numai pe 5K. Deci vă promit. Dacă v-am promis, rămâne promisiune. Doar pe 5K o să mă vedeți. 50, 5, doamne, 50, 500. Bă, poziția mea urâtă nu se putea. Bă, asta așa cu ampaia mă rău. Masa e dificilă rău. De fapt, dăm efect în față și... Wow, ce s-a întâmplat acolo la perfecție. S-a întâmplat ceva foarte bine. Că dacă scot bila asta, am șanse la victorii. Și am scos-o. Nu știu ce să mă fac eu cu bila aia roșie, mă. Bila aia roșie e grea de scos. Dar cred că o scot acum aia. Ho, ce am scos-o. Bine, mă, frate. Bă, după părerea mea, că merit meciul ăsta. Îl merit din plin. La cât de frumos o jucai. Dăm și pasta aici frumos. Un efect în spate și un pic mai tăricel, așa. Te rog eu, nu, oprește, oprește, oprește. A. Banu. O am pe gaură, o am pe gaură. Ce se întâmplă, frate? Ce se întâmplă, frate? Am pierdut, nu mai aia. Nu am cum să nu pierd. E imposibil să nu pierd meciul ăsta. O dea pe aia. N-am cum să nu pierd. Asta e, cât să câștigi. Că oricum am mai câștigat încă 2-3 meciuri. Ia să mă uit la win-streak-ul meu. Da, uite, 3 meciuri am câștigat înainte de episod, că m-am mai jucat. Bine, unul pe 100K, că... Asta e, mai și pierdem, mai și câștigăm. Dar se pare că iar am câștigat. Ia uitați, băi, sunt cu un meci câștigat, un cu un meci pe 200K, câștigat foarte frumos. Hai să văd dacă m-am băgat pe un meci pe 100K, dar să mă bag la ăsta. Uite, mă pot juca pe 100K. Vreau să joc un meci pe Miami aici. Uite, nu, ăla nu îmi place aici, că mă dă cu de ăștia de level foarte mare. Bă, dacă mi-este spargerea, conform calculele mele, ăsta n-ar mai trebui să mai... Dea. Bilele sunt destul de bine poziționate, n-am ce să zic. O greșit și el, dar are level mult prea mare, nu cred că greșește. Da, uitați-vă și voi cum vrea să o dea pe aia, cu aia mă... Ia. Bă, ăsta e prost. Bine, probabil pentru el o fi o sumă prea mică. Nu mai zic nimic. Na, că le și spărsăi pe toate, le spărsăi. Ia taci. Nu prea e blocată, că poate să o dea ușor pe aia. Cât de cât să blocă. Da, mă, dă și ăsta o schemă. Păi da, mă, uite, mă, că încearcă scheme, mă, omul. Da, ce urât le-a blocat.
Uite, uite cât de easy. Uite cât de easy e meciul. Ia fiți atenți puțin să vedeți cât de ușor s-a câștigat un meci. Ați dat efectul în față, dau tăricel. Uitați cum să câștigă un meci aici. Uite așa să câștigă un meci. Uitați-vă și voi, uitați-vă și voi puțin. Am bătut un de level 167, băiți, pe filmare. Am dovadă. Gata, revenim înapoi pe suma noastră. Pe Toronto, băiți, cred că ești nebun, cred că ce fac 2 milioane aici de față de voi, dar nu. Nu fac că nu mai joc atâtea meciuri. Am zis că fac episod când își face ăla, când își face 2 milioane, când își face level 50. Însă l-am făcut mai devreme pentru că am fost fericit că am câștigat atâția bani. Nu am avut niciodată atâția bani cât am acum. Am să încerc să țin cât de mult pot eu de ei. Și oricum am bine că dacă mă joc pe 200 capa și câștig așa deja două meciuri, nu câte, trei meciuri mi se pare, nu? Da, două meciuri deja câștigate. Pe ăsta mi-l permis să mi-l pierd. Deși poate nu-l pierd și de ce să zic. E posibil să nu-l pierd. E posibil. N-are cu ce da acolo așa sus, mi se pare. Ba da, mă, se duce. Uite, mă, să mă dea cu ăștia de level, uite, 50-52. Uite-te voi cât de prost e. 3 meciuri pe 200k. Dacă zic că dacă mai câștig așa și dacă să câștig atât de ușor, fac 2 milioane pe filmare. Foarte frumos. Încă 2 meciuri. Familia Balpol. Foarte easy cum intră mereu bila aia sus acolo. E grea masa. E greuță masa, de ce să mint? Da, e grea masa, mă, nu știu dacă le pot băga pe toate. De fapt, bă, da, dacă scot bila aia mov de acolo, am câștigat. Dar dacă o scot. Exact ce am spus. Meciul ăsta cred că e aproape imposibil să-l mai pierd. De că nici nu, măcar nu cred că mai dă. Cred că se uită. Da, cred că se uită. N-are cum să mă mai bată. Dacă voi vedeți, dacă ăsta îmi bate pe mine acum. Perfect, o am pe aia sus. Aia se va pune, de fapt, aia așa un pic. Nu că mai bine dau cu asta jos. Nu mă risc. O va atinge puțin. Mă riscai. Na. Na și riscă-te. O mut acum așa, că nu s-a atinsă. Asta e, măcar eu... Bă, da, uite că s-a atinsă. Nici el n-are cum să o scoată pe aia. De fapt, bă, poate să o scoate, dar... Sunt grele treburile dacă... Mai bagă două bile în afară de la două, trei bile, cam așa și s-a terminat. Care două bile blocate acolo și sus, nu știu ce să zic. Sunt două bile totuși. N-am dacă știi și lucrul ăsta, am un win streak de 6, ești nebun? De mult n-am mai avut win streak 6. Pentru că pierdeam non-stop. Nu așa, bro. Așa. Nu vreau să greșească acum, că dacă greșește, după aia o să fiu nevoit să dau. Mă, uite că greșim, mă, cred că făcut intenționată, vă spun eu. După aia verde. Trebuie să mă joc cu el așa.
O multă, mă, frate, ce are? Oricum e pierdut. Aha, ce prostie. Ar putea să bage jos în colțul din stânga jos. Da, uite, asta face. Aha, dacă dă. Bro, n-am decât să zic mersi de meci. Oprește așa. Încă un meci foarte ușor câștigat. Dați un pic că încă nu se știe ce se poate întâmpla. Gata, mă, easy, mă, easy, băi. N-ai cum să dai cu mine pe biliard. Încă un meci, facem 2 milioane. Hai, ultimul meci. Ăsta va fi ultimul meci. Mamă, deja că câștig de atâtea ori. Nu mai e nimeni ca mine. Ah, mă, ultimul meci, facem 2 milioane și noi. Nu e 2 milioane așa micuțe. Ne bătem cu Susan. Vedem acum așa. Oricum trebuie să recunosc că lui ăla am fost un pic anesimțit. Bă, masa e destul de ușoară, dar nu știu ce să-mi iau. Goalele aici ar fi cel mai ok. Hai mă, că luăm goalele. Îmi dăm coasa la mijloc. Îmi dăm coasa la mijloc, cred că am câștigat. Perfect. Am câștigat, băieți. Te-ați comandat perfecție. Mama, asta e grea. Nu știu ce să zic, mă. E grea următoarea aia neagră, că nu știu cum să mi se pun. Bă, ia taci. Trișor perfect. Deci n-ai cum, dacă nici eu nu merit like-urile voastre, am făcut 2 milioane, las-o încolo. Dacă nici eu nu merit like-ul, sau poate că nu merit like. Nu merit like, nu-mi dați like. Dai, bă, cum ai da, bă, nu intră, mă, nu intra! O ajută, Alba, wow! O ajută, bă, că nu putea. Hai, mai jucăm cu... Nu ne supărăm, ne supărăm. Oricum am câștigat foarte multe. Bă, un pic, dacă se mai lipea un pic mai în spate. Băi, frate. Asta e, nu facem 2 milioane pe filmare, asta e. Asta este ultimul meci, băieți, pentru că am niște treabă. Dacă îl câștigăm, e perfect. Oricum, voi face 2 milioane, nu-i problemă. Nu înțeleg ce iadă să spargă. Uitați-vă voi cât timp îi luă. Să spargă, băi, frate. Deci îi lua atâta timp să bage o bilă, mă. Atât îi luă. Păi dacă ia atâta timp, îndemunesc. Da, aș ales prost. Foarte prost alegere. Foarte prost, n-am ce să-i spun. E prost, rău jucă. Na, dacă și ăsta mă bate, ce prost e cum să-și dea goalele. Dacă lui îi se pare că goalele astea atât de ușor de băgat, păi eu mă împuș. O să dea pe aia 15. Maro. N-am lucrat sigur. Da, să bage și Alba. Nu știu, cred că dă cu aia verde la mijloc, da. Tași că încă are șanse, mă, că dacă dă cu aia verde... Nici nu se lovește de două ori. Cred că m-am bătut, mă.
O să dea sus. Da. Să putea. Wow! N-ai cum să nu ai pierzi, că n-ai tot meciul la mână. Mama, de era neagră aia un pic mai sus, dar nu, cu două lejer. Că aia trece. Da, așa am pierdut. Wow, cât de tare a dat. Bă, ăștia chiar sunt proști, mă, lasă meciul în mână. Păi ăsta a fost meciul. Dacă eu ratez și aici, când am toate bilele pe gaură, păi înseamnă că nu mai sunt bun de nimic. Nu am ratat, am băgat alba. Vă rog să mă scuzați. N-am, de ratat n-am ratat. O să o dea în colțul de jos, cel mai probabil. Da, e ușoară aia. Sunt gata să ies. Dacă dă așa, s-a terminat cu mine. Te dea încet, mă, încet. Of, încă un meci pierdut pe 200k, sunt foarte supărat. Gata, băieți, am revenit. Suntem un meci, în ultimul meci de 100k. Am mai pierdut încă un meci. Sper să nu-l pierd și pe ăsta, pentru că o să mă supăr grav, rău. Pentru că nu-mi convine să pierd toate meciurile. Meciul ăsta trebuie să-l câștig din cauza că... uite, level 95. De ce mă dau pe mine cu level 95? Nu mi se pare ok, băieți. Când am level 49, de ce mă dau cu level 95? Chestiile astea nu mi se par ok deloc și legit la jocul ăsta. Încercăm să-mi fiți pe gaură. Da, dacă ar și fi intrat. Ba da, uite că a fost să-i noroc și intră o bilă. Măcar atât să intre bila aia. A fost risită. Așa, să vedem. Următorul pas va fi un pic angreuț. Ba nu, ba nu, ba nu. Am dat efectul în spate și am dat tărișor. Să nu se întâmple aia. Mă, uite, mă, măi, jocul ăsta nu-l înțeleg, mă. Nu mă, la mine se întâmplă asta. Pot să jur că doar la mine se întâmplă asta. Am pierdut, mă, n-ai cum să... N-ai cum să ratez așa ceva. Mai audă sus, lejer. Dar uite că vrea să dea jos, omul meu. O mică greșeală din partea lui, din cauza, putea să bage alba, dar... Norocul, ce face norocul din oamenii ăștia, din jopenii ăștia. Încă mai am o mică șansă. Uite, mă, că a știut-o, mă, n-ai cum cu omul ăsta. O dă pasta, mă, cum mișcă de acolo, mă. N-ai cum să nu dai pasta. Wow, ce schemă a făcut. S-a terminat cu meciul ăsta. Da, băieți, cam ăsta a fost episodul. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe, băieți. Am să o recuperez eu banii, nu vă faceți griji. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa.